Salutare, prieteni! În episodul de astăzi vreau să vă arăt solarul meu. Vreau să menționez că nu sunt agricultor, fac asta doar pentru că sunt un mare consumator de legume, mănânc salată de două ori pe zi, în fiecare zi, indiferent de anotimp, iar vara îmi place să mănânc salată de la mine din solar. Unde locuiesc eu nu este o climă tocmai propice pentru dezvoltarea legumelor, și anume a castraveților, a roșilor și ardeilor, e tot ceea ce am în solar. Solarul nu este foarte mare, după cum vedeți, are 2,50 m pe 6 m și în el am pus castraveți, roșii și ardei. Ce vreau să vă spun, astăzi suntem la sfârșitul lui iunie, le-am pus după 10 mai, le-a prins un îngheț, de aceea multe dintre plante mi-au înghețat, pe urmă și-au revenit câteva din ele, unele nu și-au revenit deloc, de exemplu, nu știu dacă vedeți aici acest castravecior, l-a ars înghețul și a rămas așa. În schimb ăsta și-a revenit, vedeți, e mic, e pus în același timp cu ceilalți. Castraveții au început să se facă. Am aici deja câțiva, dacă vedeți. Și roșiile au început să iasă gogonelele. Bineînțeles, o să dureze cam o lună și ceva până ce o să înceapă să se coacă. De obicei, cam la începutul lui august încep să se coacă aici. Nu puteam să-l pun mai repede de data de 10 mai, anul trecut l-am pus undeva la sfârșitul lui aprilie și după 15 mai a venit un gheț și mi-au înghețat înăuntru, chiar dacă era totul închis, îngheață. Așa este clima aici, iar în ultimii 2 ani clima s-a cam dat peste cap. Ce vreau să vă spun? Îmi plac foarte mult roșiile de casă și eu în principal pun... Fac acest solar pentru roșii, dar atât îmi plac și castraveții cât și ardeii. Roșiile, în schimb, îmi plac mai mult. Vedeți? Și aici sunt gogonele. Roșiile le copilesc în fiecare zi, pentru că în fiecare zi cresc copilași și încerc pe cât cu putință să am grijă de ele. Nu sunt profesionist, nu știu exact cum se face, dar totuși... Am solarul de câțiva ani, am avut și în trecut când eram în liceu, atunci mi se făceau mai multe pentru că clima era mai stabilă, acum clima s-a schimbat foarte mult și nu știi la ce să te aștepți. Înainte puneam în solar la începutul lui aprilie, dar știam sigur că nu mai îngheață după începutul lui aprilie. Acum este foarte cald, de exemplu anul ăsta a fost foarte cald, 20 și ceva de grade în februarie, iar în mai a început să înghețe, ceea ce... mă bulversează, nici măcar nu știu când să încep să pun în solar. Solarul îl ud manual cu stropitoarea. Puteam să-i fac și un sistem de picoratoare cu bazin, am un bazin de 1000 de litri, puteam să-i fac un suport și să-l fac să cu un sistem de picurare, dar am ales să-l ud manual cu stropitoarea pentru, pur și simplu pentru plăcerea aia de a lucra manual. Altceva în grădină nu am, nu pun nimic altceva pentru că pământul, solul unde locuiesc eu este foarte pietros și nu se face mai nimic. De exemplu, dacă pui un sac de sămânță de cartofi, o să scoți jumătate de sac de cartofi în toamnă. Deci ceea ce nu dă niciun fel de randament și nu are rost să muncești. În schimb, roșiile și castraveții se fac, se coc, iar dacă o să am ocazia mai încolo, o să vă arăt când încep roșiile să coacă. Castraveții sunt în floare, după cum se vede. Sunt în floare. Uitați, un fluturaș care ajută să facă polinizarea. Am încercat inițial să fac acest video 4K, dar trebuia formatat pentru 4K, cardul camerei trebuie formatat, am niște clipuri pe care încă nu le-am pus pe card și nici nu le-am dat jos pe calculator și trebuia să formatez cardul, altfel
să știți că card pe care l-am, eu trebuie să-l schimb, nu permite filmarea în 4K. Dar o să fac alte filmări în 4K data viitoare. În 4K se văd mai multe detalii, se vede mai bine. Vedeți deja castraveciorii la această plantă. Toate plantele au fost plantate deodată, doar că cele care s-au dezvoltat mai bine nu au fost atât de atacate de îngheț. De exemplu, roșiile astea, două care le vedeți mai mici, au fost uscate toate până jos și pe urmă au început să răsară vlăstari și din vlăstari ei am reușit să fac planta, să meargă mai departe. Și această roșie a fost prinsă din gheț. În schimb, roșiile astea care sunt mai mari nu le-au afectat înghețul. Ca și aerisire am doar gura aceea de acolo și ușa de la intrare. Este mai mult decât suficient. Acum afară sunt 20 și ceva de grade, iar aici înăuntru este acceptabil, pot să stau fără nicio problemă. Totuși trebuie aerisire la solar, de altfel fructele, legumele nu au suficient aer. Ce să vă mai zic? Acesta a fost clipul meu despre solarul meu. O să mai fac mai multe videouri pe viitor despre el, dacă o să văd un feedback bun de la dumneavoastră, dacă vă place. Și vă rog să îmi dați un like, un share pe Facebook să vadă cât mai multă lume. Iar dacă vreți să mă urmăriți, urmăriți-mă, pentru că pe canalul meu postez mai multe lucruri, cum ar fi review-uri la produse, tutoriale despre internet și webmastering și cât și clipuri cum e ăsta despre viața mea personală. Așa că puteți să dați un subscribe, nu o să regretați. Vă mulțumesc, vă salut și ne vedem în următorul clip.